Ministerul Educației vine în premieră cu un proiect care face referire la accesul copiilor la tehnologie atât la școală cât și acasă. Potrivit documentului, cei până 2 ani nu ar trebui să aibă acces la telefon sau tabletă, iar pe măsură ce cresc pot petrece timp cu diferite dispozitive digitale cu o condiție, să aibă un conținut educativ. România este sub media europeană la nivelul de competențe digitale, atât în cazul copiilor cât și al adulților. Potrivit Ministrului Educației, copiii mai mici de 2 ani nu ar trebui să aibă acces la tehnologie, cu excepția apelurilor video, prin intermediul cărora pot să și vadă rudele aflate la distanță. În cazul copiilor între 2 și 5 ani, specialiștii recomandă cel mult o oră de expunere la ecrane, împreună cu părintele sau educatorul și doar pentru anumite activități. Aici la grădiniță nu folosesc telefon deloc, folosesc videoproiectorul, asistat de educator și sub îndrumarea lor, doar pentru prezentarea unor materiale educaționale. Nu Sim în exces tehnologia în activitățile desfășurate, dar e foarte important și pentru părinți să înțeleagă că timpul pe care îl petrec în fața ecranelor este nociv. Copiii între 5 și 7 ani ar trebui să folosească tehnologia moderat în prezența unui adult și să fie capabili să recunoască și să folosească dispozitive precum radio, cameră foto, imprimantă, mouse sau căști. De asemenea, părinții și educatorii sunt sfătuiți să utilizeze tastatura și calculatorul pentru dezvoltarea abilităților de scriere, dar și acele aplicații care le permit celor mici să fie creativi, cum ar fi de pildă Paint, în care pot să picteze. În România, nivelul de cunoștințe despre tehnologie al copiilor este sub media europeană. La noi, competențele digitale sunt predate abia în clasa a a Însă, elevii ar trebui să știe încă din școala primară cum pot folosi un calculator, redacta un text sau trimite un e-mail. Deși unii copii știu să folosească telefonul sau tableta, de pildă, acest lucru nu înseamnă că au competențe digitale. Intră în casă telefon. <ră> nu, dar milia mie care mă jucam eu pe el. Și <ră> deci, cât timp au voie? La mine? Cât în casă, dacă o să ia nimeni de el, totul... Normal. Ordinul de ministru ar trebui să se aplice din toamnă, adică din următorul an școlar.